Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, cu sprijinul UNICEF România, a lansat campania de promovare a serviciilor sociale specializate pentru victimele violenței de gen, pentru a marca Ziua Internațională a Fetelor în 11 octombrie 2023. Consiliul Județean Hunedoara a găzduit lansarea campaniei astăzi în sala de ședințe a instituției. La eveniment au participat Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse Natalia Intotero, reprezentanta UNICEF în România, Ana Hiati, consilierul de stat la cabinetul prim-ministrului, Victoria Stoiciu, secretarul de stat al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Luminița Popescu, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor și alți reprezentanți ai autorităților locale și centrale. Astăzi aici sărbătorim Ziua Internațională a Fetelor, e o zi foarte importantă, care recunoaște rolul pe care fetele îl joacă în societate, rolul de viitoare mame, viitoare soții, viitoare angajată și aportul pe care pot să-l aibă la dezvoltarea societății, asta pe de-o parte. Și pe de altă parte ne propunem să facem o analiză a zonelor de intervenție care necesită mai multă atenție din partea noastră, a decidenților publici, pentru că sunt probleme care trebuie adresate, sigur, s-au făcut progrese, dar este nevoie în continuare să lucrăm, pentru că egalitatea de gen, combaterea discriminării împotriva fetelor și a femeilor, a violenței de gen, este un proces de lungă durată, ia timp și necesită eforturi coordonate din partea mai multor actori politici. Mă bucur foarte tare că astăzi în județul Hunedoara, la Deva, avem factor decisiv, persoane care se implică foarte mult în acest domeniu. În cursul după amiezii de ieri am avut o vizită la centrul unde se află mamele minore și de asemenea acele modificări legislative prin care noi susținem aceste tinere să își poată începe o viață prin acordarea acelei burse pentru a merge la școală. Deci primesc acea bursă de 700 de lei doar fetele care merg la școală. De asemenea, copiii acestora beneficiază de susținere din partea statului ca o prioritate pentru locuri la creșă, grădiniță, consiliere psihologică. Practic încercăm să stopăm separarea acestor copii de aceste mame. Desigur, activitatea de prevenție este foarte importantă și ea trebuie să fie continuă. Am creat în ultimii 3 ani în România servicii integrate pentru victime, mai exact am triplat numărul de servicii în ultimii 3 ani. Avem astăzi o rețea inovativă integrată de locuințe protejate, adică în toate județele din România, în 42 de locuințe protejate, în care victimele primesc consiliere vocațională, terapie prin grup de suport, servicii complementare celor de găzduire, astfel că am oferit până astăzi, oferim sprijin, un număr de în jur de 9.000 de beneficiare numai prin proiectul Venus împreună pentru viață în siguranță. Romania has like every other country in the world still issues with gender equality and violence against women and girls. And so I'm very happy and to represent UNICEF today as UNICEF has the mandate to support member states to advance the implementation of the Convention on the Rights of the Child. And today we have opportunity to join forces to put the women and adolescent girls at the center of our discussion. Există multă violență domestică, dar datorită legislației care a fost modificată și se află prezent, intervenția instituțiilor abilitate poate să ofere sprijin victimelor și ele sunt informate prin telefonul care există la nivel de național, astfel încât pot să solicite la primul de protecție. În prezent, în evidența DGASPC, anul trecut am avut 50 de victime care au solicitat sprijin specialiștilor din cadrul direcției, iar în cadrul locuinței pe violență am avut 20 de victime, împreună cu 30 de copii pe parcursul anului. Pentru că întotdeauna, dacă există o doamnă în familie, există și copii și totodată și copiii au nevoie de protecție.
Evenimentul face parte din grantul norvegian Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România, o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile române să adopte politici coordonate pentru a reduce violența domestică și violența împotriva fetelor și femeilor. Grantul menționat este finanțat prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021. Datele IGPR arată că în România au fost peste 90.000 de intervenții în cazuri de violență domestică și s-au emis aproape 13.000 de ordine de protecție provizorie în anul 2022. Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați arată că numărul de plângeri legate de violență domestică este în creștere continuă și este subraportat față de numărul real de cazuri.